Dragă jurnalule, știi că sunt mereu sinceră cu tine. Știi că-ți spun mereu totul. Azi s-a întâmplat din nou. Ei, ochelaristo, ai tu late slamate? Normal că ai știut. Nu am spus nimic, doar am ieșit. În timp ce eram cufundat în gândurile mele, ghici peste cine am dat. Ce faci, bunico? Nicolas și Clara. Ah, tu erai, Emma. Cu ochelarii aceia te-am confundat cu bunica. M-am simțit atât de jignită, mai jignită decât de obicei. Jurnalule, tu știi cât îl simpatizez eu pe Nicolas. Am rămas fără cuvinte, nu mă așteptam. Cu toții râdeau. Așa de rușine. Până când, dintr-o dată, cineva s-a oferit să mă ajute. Era Patrick. Ce se întâmplă? De ce se poartă oamenii așa cu tine? Păi, vezi... I-am explicat tot, cum oamenii mă jigneau doar pentru că purtam ochelari. Da? Și am ales oameni cu tine? Trebuie să le demonstrez că valoarea unui om nu stă în aspectul lui. Și am eu de cum. Eu particip la un concurs de invenții și cred că mai puteai arăta cu desenele tale. Dar ce legătură au desenele cu invențiile? Păi, ești un artist foarte bun și... Mă poți ajuta cu interes. Trebuie să-l desenezi. A, te pot ajuta cu designul? Exact. Bine. I-am spus că îl voi ajuta, dar nu sunt sigură că voi reuși. Tu ce crezi, jurnalule? După acel concurs, viața mea s-a schimbat. Cu toții se purtau mult mai bine cu mine și asta mă bucura. După școală, m-am întâlnit din nou cu Patrick. Hei, am o întrebare. Sigur. Mă temeam că îmi va spune că nu vom mai fi prieteni. Însă ce a spus era complet opusul a ceea ce credeam eu. Sigur. Mai suntem prieteni? Da.
hai să mergem acasă.